Anul școlar 2024-2025 vine cu o serie de reguli destul de aspre pentru elevi. Prima se referă la faptul că elevii nu vor mai avea voie cu telefoanele în timpul orelor de curs, decât dacă acestea vor fi folosite în scopuri educaționale. De asemenea, la 20 de absențe nemotivate, elevului îi se va scădea un punct din nota de la purtare. Și poate cea mai grea și de temut regulă este camera de detenție. Dacă un elev va perturba liniștea orelor de curs, acesta va fi dus în această cameră de detenție, unde va fi supravegheat de către un alt profesor. Mi se pare o idee bună, adică unii copii care chiar deranjează orele. Ai colegi care ar merita să meargă în camera de detenție? Da, chiar mulți. Este de părere o elevă din Timișoara care susține că poate doar temuta cameră de detenție iar mai putea potoli pe unii elevi. Unii profesori s-au șocat în fața acestei noi reguli de a duce elevii care perturbă orele de curs în camera de detenție. Când am citit această informație, m-am gândit la filmele americane. E așa, că a venit-o din filme. Nu știu cum va fi aplicată în România, nu știu dacă școlile au spații, pentru că școlile nu prea au săli de clasă, dar mai săli de și detenție, sună foarte urât. Nu știu cum va fi implementată, sincer. Va trebui să se găsească soluții, cine să-i supravegheze pe acei elevi în timpul detenției. Sau mulți vor încerca să perturbe expres, să zic așa, orele, tocmai ca să ajungă în acea sală de detenție. Deci încă nu știm. Telefoanele mobile folosite în timpul orelor le dau bătăi de cap dascălilor. De mult am încercat să-i facem, să-i determinăm, să-și lase telefoanele acasă sau să le aibă închise pe perioada de cursuri. Vedem cât se poate face din ceea ce ne dorim. Vi se pare greu de aplicat această regulă? Sperăm că nu. Sperăm că nu, deși cu părinții va fi un pic mai greu de gestionat. Spuneți că la dumnealor este problema mai mare. Da, pentru că în momentul în care noi am încercat să luăm o măsură asemănătoare, spuneau că ei doresc să aibă legătură în permanență cu copiii, să ia contact cu ei și că de aceea îi trimit cu telefoanele de acasă. Pentru elevi, telefonul mobil a devenit practic prelungirea mâinii. Mulți dintre ei consideră interzicerea folosirii telefonului mobil în timpul orelor ca fiind o regulă abuzivă. Dacă unii părinți le dau dreptate elevilor, alții aplaudă această inițiativă. Da, foarte bine. Foarte bine. Și noi am făcut școală și n-am avut telefon la noi ca să le sustragă atenția. Nu trebuie, lor le trebuie să învețe. Mai mult decât atât, chiar și camera de detenție pare să fie o regulă pe placul multor părinți și bunici. Ei cred că doar așa se mai poate aplana haosul din școli. Sunteți de acord, doamnă, așadar, cu această cameră de detenție? Da, eu sunt de acord, fără supărare. Eu acum copiii mei sunt mari, nu mai am treabă. Dar dacă ei nu înțeleg, odată le face observație și nu înțeleg, atunci trebuie pus undeva să știe că trebuie să fie disciplină. Că să satură și profesorul toată ziua să le zică și ei nu înțeleg. Toate aceste reguli ar urma să fie aplicate din septembrie, încă de la începutul noului an școlar.